La bună întâlnire, privitorile! Astăzi este ajunul ajunului. Evident, emisiunea este înregistrată undeva la mijlocul lunii decembrie. Zăpadă Ioc, vorba ardeleanului de acoget, oget, bejet. Și povestea de astăzi este despre sport. Dar nu numai. O altfel de poveste. Cine o să fie eroina de poveste? O prietenă a poveștilor și taman tot de Crăciun m-am întâlnit cu ea, dar cu ceva vreme în urmă. Dăm voie să-i spun, bine a venit în poveste, Cristinei Să Sărut bună, Cristina! Bună, Pilu! Mă bucur foarte mult că sunt aici alături de, de tine și alături de telespectatori în ajunul, ajunul Crăciunului. <laughs> da, astăzi o să avem prima parte a poveștii, iar mâine, în jurul Crăciunului, o încheiem. N-am avut de unde să-ți dăruiesc zăpadă. Când spui Cluj, e pleonaz, cu ceață. Așa că ne bucurăm și de ceață, ne bucurăm de tot. O să vorbim despre sport, dar discret. O să vorbim, adică o să vorbești tu despre Dumnezeu. Și te duc pe maluariișului, pentru că acolo, copil fiind, atunci ai auzit prima dată de Crăciun. Cum l-ai simțit atunci Crăciunul, copil fiind? Păi, întorcându-mă pe maluariișului, țin minte când aveam 8, 9, 10 ani, părinții mei tot timpul ne duceau la biserică. Mergeam la Colindat, după aceea mergeam la biserică, aveam tot timpul în casă se, se spunea Tatăl nostru, întotdeauna aveam principiile acestea de frica mai mult de Dumnezeu care ne, ne puneau părinții. Să nu mințim, să nu jurăm, să nu toate lucrurile, să fim buni cu ceilalți, să iubim pe ceilalți și așa mai departe. Și când mergeam la biserică, mă uitam la preotul de acolo, mai ales pe vremea lui Ceaușescu, preotul era persoana cea mai importantă. Da, și șeful de post. Exact. Da. Și fiind 8-9 ani, mă puneam așa în, în, cu ochii închiși și mă tot uita, deschideam ochii și mă uitam la el și ziceam da, el este la fel ca mine. Eu vreau să vorbesc direct cu Dumnezeu. Asta mă gândeam eu când aveam 8-9 ani. Deci a fost foarte interesant. Zic, măi, dar și el greșește ca și cum noi greșim. Deci a fost foarte interesantă da, a, această... Curioasă abordare la nouă ani. Da, într-adevăr, pentru că mă gândeam, zic, mă, ce are el diferit decât avem noi? Sau eu, ca și copil, mă gândeam atunci. Și zic, eu vreau să am legătură direct cu Dumnezeu. Și asta a fost începutul meu cu, cu, cu Dumnezeu. Clar că tot timpul, uh, ziceam tatăl nostru, cum am, am, am spus deja, uh, aveam temoare asta, frică aceasta de, de, de Dumnezeu, dar eu vreau să găsesc dragostea de Dumnezeu. Știi ce mi-aduc aminte? Când mă gândeam că mă ducea bunica mea în biserică, eu îmi imaginam un ochian, și îl filam pe preot. <laughs> Iar abordarea ta era, pot să spun, matură. La 9 ani... A fost într-adevăr. Tu aveai, doreai de atunci să ai o relație directă cu Dumnezeu. Da. Deci întotdeauna am căutat chestia asta, intern, deci de la mine. A venit întotdeauna de la mine. Clar că trăind și în familie, chestia asta tot timpul, ne rugam, uh -huh. nu aveam voie să citim Biblia și asta... Ziceam, dar cum adică eu nu pot să citesc Biblia? Deci au fost niște niște întrebări care atunci nu mi le răspundeam. Clar că nu știam ce să spun, nu știam cum să-mi să, să răspund, dar a fost tot timpul căutarea aceasta cu să fiu mai aproape de Dumnezeu sau să-l cunosc mai, mai, mai bine sau cum. nici nu știu exact care a fost căutarea, dar prote, protecția asta de Dumnezeu. Și atunci povestea de astăzi și mâine. Vreau să ne faci o axă între sport și Dumnezeu. Cristina Pâră. Cum a evoluat tu în sport, în relația cu Dumnezeu, luată pe fiecare componentă a vieții tale? Pentru că vorbim înainte de 1989 la Dinamo București, apoi Italia, o altă lume, catolică, Brazilia, catolică, Franța, de asemenea, și cât de sportiv a fost Dumnezeu în viața ta, ce înseamnă Dumnezeu pentru un sportiv și cât mă lasă să intru în partea intimă ta, pentru că în momentul când vorbim despre Dumnezeu este intimitate și nu mulți acceptă. Eu mă bucur că a acceptat și să-i mulțumesc și pastorului Reia Brudan pentru găzduire la Biserica Via din Cu ca mine, atunci, majoritatea eram ortodoxi. Așa e. Astăzi nu mai suntem nici eu, nici tu. <laughs> <laughs> și atunci, să vorbim ce înseamnă Crăciunul pentru un sportiv și cum s-a implicat în relația ta cu performanța, cu familia, cu tot. Și îl mutăm pe Dumnezeu când deja erai campioana României, cum ai evoluat de la 9 ani, când ai vrut să fie egal al lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat la 18 ani cu Cristina Părg? Nici nu știu de unde să încep, nici nu știu cum să încep. A, așa cum am zis, că eu îl căutam tot timpul pe Dumnezeu. Erai vulnerabilă în fața lui Dumnezeu? Mereu suntem vulnerabili în fața lui Dumnezeu, eu cred. Dar căutarea mea a fost permanentă. Nu mă culcam fără să zic Tatăl nostru. Tot timpul căutam, tot timpul eram uh, uh, o persoană care aveam frica asta de, de Dumnezeu, într-adevăr. Să nu fac ceva greșit. Uh, tot timpul căutam, probabil, și perfecțiunea. Uh, și clar că, cu timpul, uh, mi-am dat seama că nu mai stând mai aproape de Dumnezeu și uh, lăsându-l să mă modeleze, așa am, încep, am început să, să fiu mai aproape și să înțeleg mai mult despre, despre el. Uh. Dar cum ai făcut o diferență asta între implicarea lui Dumnezeu în sport, pentru că Dumnezeu este identic și pentru sportivul ce pierde? Dumnezeu este identic și pentru sportivul ce câștigă. Ești la o minge, n-ai atins fileul, arbitru spune că l-ai atins și atunci te întrebi. Dumnezeu, unde ești? De multe La fel ori, se întreabă și arbitru. Clar. Și atunci, cum l-ai împachetat tu și ce rol i-ai dat lui Dumnezeu în sport? Păi eu întotdeauna am dat. Rolul lui Dumnezeu perfect. Deci El este perfect. Tot ce se întâmplă, tot, adică tot ce face, este perfect, este o perfecțiune. Noi suntem imperfecți. Deci, noi oamenii suntem cei care căutăm perfecțiunea, dar niciodată nu o să ajungem la perfecțiunea lui Dumnezeu. Clar, nici nu e imposibil, nu vrem asta, dar vrem cel mai mult să ne apropiem de, de ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi. Și, și căutarea cât mea. cât de mult se implică Dumnezeu în sport? Păi eu zic că Dumnezeu tot timpul se implică, mm. nu numai în sport. Clar că acum vorbim de sport, de sport. clar. Uh, sunt și multe încercări care Dumnezeu te pune la încercări. Uh, dar întotdeauna eu am luat partea aceasta ca și eu Învățătură. Deci întotdeauna a fost pentru mine o lecție. Și vreau să spun că de multe ori m-am certat cu Dumnezeu. Oh! Deci nu numai Ilia Iliade s-a certat, e, că și tu te-ai certat. Exact. Și chestia asta am învățat-o în Brazilia. Când mergeam oh. de multe ori la biserică acolo, era pastorul de acolo care ne spunea uh, degeaba te, dacă ai o problemă. Și îți sunt prietena sau sunt prietenul sau vorbești cu soțul sau cu soția sau cu mama sau așa. Niciodată nu e răspunsul care răspunsul cel mai bun care ți-ar l -ar da Dumnezeu dacă tu te închide în camera ta sau în locul tău preferat, și să vorbești cu Dumnezeu exact cum ai vorbi cu un prieten. Și eu trecând printre multe lucruri destul de, de dificile și delicate în viața mea, și personală, poate și de sport, am zis, wow, nu, nu e o idee rea chestia asta, pentru că nu făceam tot timpul chestia asta. Cel mai mult, noi vrem când se întâmplă ceva, vai, oh, mi s-a întâmplat chestia asta, sunt pe nu știu cine, poate nu e nici persoana cea mai potrivită, pentru că și asta e foarte important cu cine vorbești. Și mi-am dat seama, păi hai să fac eu chestia asta, să vedem, se întâmplă ceva sau nu se întâmplă. Și efectiv, am, înce am început să. Să intru în camera mea, să închid camera, să nu vorbesc cu nimeni, doar să iau Biblia, sau și fără Biblie, ori în genunchi, ori în șezut, ori în pat, ori indiferent. Pentru că Dumnezeu nu vrea perfecțiunea ta, Dumnezeu vrea sinceritatea ta, vrea ceea ce tu ai în suflet. Și atunci, acolo, în camera mea, am început să spun exact ca și cum aș spune la un prieten sau la o prietenă. Uite, mi s-a întâmplat asta, dar de ce, dar cum, deci acolo mă și răfuiam și ce am, dar de ce? Că injust, că este asta, nu se poate așa ceva. De și nu treceau asta? puțin, nu treceau poate o oră sau poate o zi sau poate două și ori printr-o persoană, ori printr-o acțiune, ori printr-un loc, Dumnezeu îmi arăta ceea ce eu am simțit și ceea ce eu am cerut. Deci, foarte multe lucruri s-au întâmplat, care, nu, poate dacă, dacă pot să spun, de exemplu, țineam post, a fost, am făcut așa, vineri, sâmbătă, vineri, sâmbătă, vineri, sâmbătă. Au fost trei săptămâni la rând, am zis, ok, vreau să fac post, să țin post. De la 6 dimineața până la 9 n-am mâncat, m-am trezit la 6 dimineața că mie mi-e greu să mă trezesc dimineața. Aici, da, sunt de acord cu tine. Așa. Și m-am trezit la șase și până la nouă, citeam Biblia, uh, eram numai în liniște, numai cu gândul la Dumnezeu, la ce vreau să se întâmple, să se schimbe. Clar că veneau foarte multe provocări în perioada aceasta. Și după aceste trei săptămâni de post, m-am dus la biserică cu Nicol și cu Patrick. După ce s-a terminat... Tăi. Copiii mei, da. După ce s-a terminat... Uh, Adunarea la, la biserică, acolo în Brazilia, ne-am dus să mâncăm la mall. eram într-un. unde se mănâncă, nu, unde sunt toate restaurantele no, și așa, la, la mall și la un moment dat, deci eram eu, Patrick și Nicol la masă, în pub, deci public, și vine o femeie și se așează în genunchi lângă mine, cu ochelari și îmi zice: Te-am văzut la multe evenimente. Și tot timpul Dumnezeu îmi spunea și îmi zicea că să vorbesc cu tine. Mama, când am văzut-o, da, zic, ridicați-vă, vă rog frumos, dar. Nu, nu, nu. Și a stat în genunchi, zice. Și acum eram aici în spate cu soțul meu și te-am văzut din nou. Și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis să citești Isaia 54. Wow! Mi-am luat un cec, un talon de cec. Am scris pe talonul acela de cec ca să nu uit, Isaia 54. S-a ridicat femeia și a plecat. N-am mai văzut-o niciodată. Ajung acasă era exact ceea ce eu cerusem în toate zilele acestea de post. După multe provocări, nu știam ce să fac, dacă, e, dacă să mă întorc în România, dacă să nu mă întorc în România. Deci erau foarte multe lucruri care, care mă frământau. Și așa mi-a răspuns Dumnezeu. Deci, când am ajuns acasă, zic, nu se poate așa ceva. După vreun an de zile am zis, mă, dar cine-i femeia aia? Cine-i femeia aia? Trecuse încă un an, n-am reușit să dau de femeia aceea și mă duc, am făcut un curs de coaching, life coaching, pentru dezvoltare personală, să ne cunoaștem mai bine și tipa care făcea profesoara mea, coachul, era creștină și ea. Doar că eu i-am povestit de aceste, ce s-a întâmplat? A întâmplat și i-am zis de Isaia 54, am, am început să citim amândouă, ea a început să plângă, deci ca și coach. Ce Cristina, este exact ceea ce ți se potrivește ție, exact ce se întâmplă, exact cum ai cerut. Zic, da, dar eu nu o cunosc pe femeia asta, eu nu știu cine e, nu știu de unde să o iau. Terminăm două ore de, de sesiune de coaching și mă duc să mănânc. Mă așez la restaurant mi-am luat mâncare, era self-service, mi-au mâncarea, să -mi încep să mănânc, vine o femeie în fața mea cu o farfurie și zice, mă scuzați că vă deranjez. De obicei vin fani, veneau fani și așa și zic, ok, nicio problemă, puteți să-mi spuneți. A, scuză-mă că mănânc și nu. Zic, nu, nu, nu nicio problemă. Zice, ții minte că cât câva timp în urmă ți-am ți, -am, ți -am zis să citești Isaia 54, zic, oh, nu se poate, zic, astăzi am vorbit de tine, zic, de doi ani te caut, zic, nu se poate așa ceva. Și zice, și eu m-am rugat foarte mult să te mai întâlnesc. Și clar că de atunci am început să fim prietene și am început să facem și un grup de casă la mine acasă în Brazilia. Uh, am salvat foarte multe prietene de ale mele care au devenit după aceea prietene de ale mele, pentru că această căutare cu Dumnezeu este... Un proces. Și de asta cred că, așa ai spus și tu la începutul emisiunii, este greu să vorbești de aceste lucruri. Sunt destul de intime. Și și pentru mine nu a fost ușor să vin aici, dar, dar în sensul nu ușor de vorbit, pentru că cred că este important. Dumnezeu spune să facem ucenici. Dumnezeu spune merge și faceți ucenici. Merge și vorbiți despre mine. Și m-am gândit, pentru că sunt mulți care o, o să spună, poate da, vrea să se dea mare, cine știe ce spune, sau sunt multe păi persoane. Să te dai mare, e pleonat, pentru că ești cea mai mare volei bariște. <laughs> nu, aici nu mai discutat. Dar în acele momente în care erai în relație directă cu Dumnezeu, competiția ta sportivă, cum s-a transformat? Pentru că vedem sportivi, se pregătesc atleții, fac semnul celor patru puncte cardinale, se apreacă. Un la fotbal iarbă și în tricou. Altul nu pășește cu stângul. Cât de bine e să-L cunoști pe Dumnezeu, dar să rămâi sportiv. Păi, chestiile astea ce spui tu acum, de exemplu, să-ți faci crucea sau să. Țin minte că mama odată ne-a dat usturoi să punem în. le la fete, deci puțeau fete la usturoi. Deci, astea sunt toate lucruri care. Dar sportivul să rămână cu ideea de sport și să nu-l confunde pe Dumnezeu. Este, nu știu dacă fac o greșeală, mai. Românul când merge la fura spune, Doamne ajută să da. nu mă prindă. Toată lumea, într-adevăr, deci. toată lumea zice, și hoțul, exact. Și atunci, unde e bariera aia unde îl opresc pe Dumnezeu? Exact. Tu te-ai certat, eu îl opresc pe Dumnezeu și aici am treabă cu sportul. Păi aici cred că este strict personal. Ceea ce tu simți, ceea ce tu vrei, ceea ce tu cauți, este strict personal, intern voința ta de a fi similar la Dumnezeu, de a fi aproape de Dumnezeu. Și de asta spun pentru că, clar, unul câștigă, unul pierde. Amândoi au zis: Doamne ajută. Doamne ajută. Nu? Clar. Dar și care Dumnezeu? Este? Nu e ca și colesterolul bun și rău. Nu. Dumnezeu este, este identic. Este identic și bun pentru toată lumea. Și atunci aș fugi la lecțiile lui Pavel din Corinteni în care el spune cum mai leargă în competiție, pentru ce premiu, să nu confunzi premiul competiției cu premiul veșniciei. Este un lucru total diferit. Clar. Cum simte Cristina Pârv competiția cu Dumnezeu când se vorbește despre sport? Pentru că te ocupi de copii astăzi, Dăruiești voleiului tot ce ți-a oferit el ție. Clar. Este o misiune de-a mea, cred, ca să pot să dăruiesc copiilor ceea ce voleiul și ceea ce sportul mi-a dat, dar partea aceasta, cum am zis, este personală, este intimă, dar este profundă. Este un. Dar îți dă vizibilitate peste tot. Chiar dacă este intimă. Tu... Este exact, dar de ce? Pentru că tu îl cauți pe Dumnezeu și cu cât îl cauți mai mult, cu atât îți dă viziune mai multă. Cu cât te apropii mai mult, cu atât înțelegi mai mult, și necesitățile celorlalți, și ceea ce vor ceilalți, și ceea ce... unde vrei să-i duci pe ceilalți.